Dragi vărsători, bine ați venit la horoscopul lunii ianuarie. Se întâmplă lucruri la poarta voastră și se pregătește o etapă nouă pentru voi. E acel moment din an când soarele bate la ușa vărsătorilor. Mai precis, undeva pe 20 ianuarie, soarele intră în vărsător, trăgând după el o trenă întreagă de alte planete în luna februarie. Dar chiar pe 20 ianuarie, el deschide ușa, dar nu vine singur, nu vine cu mâna goală, vine cu Pluto. Chiar în aceeași zi și Pluto intră în vărsător. Nu va sta pentru totdeauna Pluto acolo, pentru că undeva în septembrie se mai întoarce un pic aici pe ușa asta a Capricornului, întorcându-se, parcă și-a uitat ceva acolo în fosta zonă de interes. Dar acum noutatea este că vine cu soarele. De aceea am să vă invit să vedeți și horoscopul anului 2024, pentru că e prea interesant pentru voi vărsătorii, că se întâmplă lucruri și care vă pregătesc toate aceste planete care dau buzna, începând cu această lună la voi în zodie, pregătesc o nouă etapă de viață. Mari transformări vă așteaptă. Am să vă invit pe parcursul lunii ianuarie să căutați un alt film pe care deocamdată nu l-am publicat, dar urmează să apară, adică acel horoscop special în care doar câteva fragmente, segmente din zodia voastră sunt marcate de niște aspecte planetare. Și acolo veți vedea care dintre aceste bucățele de zodie sunt influențate de niște aspecte de la Jupiter, de la Uranus, că nu toate. Nu toate veți fi sub tirul astral al planetelor, cum nici Pluto nu vă influențează pe toți vărsătorii. Nu acum, dar are grijă 20 de ani de acum înainte să vă schimbe, să vă transforme, să vă reașeze, să vă restructureze, pentru că ce este Pluto? Este o planetă reformatoare. Marea reformă începe pentru voi, dar o reformă binevenită. Este reforma independenței, a eliberării de ceva ce n-a mers bine în ultima perioadă. Poate mulți ați simțit ultimii 15 ani mai degrabă ca pe o închisoare, ca pe o colivie, ca pe un lanț. Ca atare a venit vremea să rupeți aceste lanțuri. Zic asta pentru că toate planetele grele în ultimii câțiva ani, inclusiv Pluto, au trecut prin Capricorn, care este un sector ca de închisoare pentru voi. Voi care doriți libertate, care doriți spațiu, poate n-ați avut parte de așa ceva în ultimii câțiva ani, hai să zicem maxim 15. Depinde fiecare cât de mare aveți această casa 12-a, unde au fost atâtea planete în ultimii câțiva ani. Dar acum respiră, deschideți ferestrele, vă uitați până departe, orizonturi largi, încât merită să porniți pe niște căi complet noi. Dacă nu o să o faceți luna asta, foarte probabil începând cu luna viitoare, cu februarie, veți apăsa o mulțime de butoane de noutate, de schimbare. Deși e loc și acum, gândiți-vă că această întâlnire simultană, trecere simultană, mai bine zis, a soarelui, braț la braț cu Pluton, o grada voastră, pe ușa voastră din față, o astfel de întâlnire n-a mai avut loc niciodată în vărsător. De acum o să aibă loc timp de 20 de ani în fiecare lună, ori în ianuarie, ori în februarie, atât cât va trece soarele prin vărsător. Nu uitați, 20 de ani de acum înainte, dar noutatea este acum că deschideți poarta pentru doi musafiri care vin odată și nu orice planetă, vine chiar soarele care apasă butonul lui Pluto. Măi băiete, îi spune soarele, hai, apucă-te și schimbă ce ai tu de schimbat, încât unii, uite așa, din ianuarie simțiți o cădănăvală noutatea în viața voastră. Și luna viitoare se vor activa și alte butoane, pentru că și alte planete în februarie vor veni în ograda voastră. Va intra și Marte pe 13 februarie, Mercur pe 5 februarie, Venus pe 16 februarie, deci vedeți, în februarie urmează o altă serie de conjuncții cu dragul de Pluto acolo. Am vorbit într-un alt film pe care vă recomand să-l vedeți, și anume filmul numit Momente de top ale anului 2024, am vorbit de luna februarie ca fiind luna celor mai multe conjuncții și se produc în vărsător. De aceea căutați și acest film să vedeți câte butoane aveți pe pupitrul de comandă în acest interval, ianuarie, februarie, ba chiar și martie, și pe care voi trebuie să apăsați butonul. Decizii, acțiuni, noutăți, drumuri noi, tot felul de oportunități vi se oferă, care e la voi în ogradă, e voința voastră, e liber arbitru, că e cu un Pluto implicat, da, Pluto este un element de destin, de predestinare, de
de fatalitate de multe ori, dar nu asta vrea Pluto de la voi. El n-a venit să vă dea viața peste cap, să vă distrugă, ci din potrivă să o așeze așa cum e mai bine pentru voi. Sub influența atâtor evenimente în care Pluto va fi implicat pentru prima oară ever în ianuarie și februarie, că iată deja vorbesc de februarie, lucruri de destin se pot produce de care n-ați mai avut parte, noutăți, nu? Schimbări de sens, unii întâlniri importante, persoane importante care joacă roluri cheie de acum încolo în viața voastră, întâlniri de-astea predestinate, suflet pereche, flacără geamănă. O să vedeți ce noutăți o să apară din punctul ăsta de vedere. Deci marele eveniment se produce așadar în jur de 20 ianuarie, când soarele intră frumușel în ograda voastră, pregătind terenul pentru un Pluto. Parcă nu vine Pluto singur. Repet, pe aici a mai fost odată Pluto și în 2023, dar a venit singur el așa, parcă a fost un pic, nu și-a găsit locul în 2023. E, acum vine ajutat de soare, parcă vine așa cu marele șef al universului nostru, al sistemului nostru solar, să-i întindă un covor roșu, pe care după aceea Pluto frumușel o să meargă și o să tragă după el și alte planete, încât noutățile ar trebui să curgă de acum înainte, transformatoare, schimbătoare de sens, eliberatoare, în care să vă simțiți în sfârșit că ați ieșit din colivia aia, din închisoarea aia în care poate unii v-ați simțit blocați o vreme. Hai să vedem pe diverse planuri cum stați și culmea, pe unele planuri e așa de gol încât mi se pare cel mai important acesta, evenimentul cu soarele și Pluto la poarta voastră, care clar că poate lăsa loc și pentru întâlniri de destin. Un om foarte important, un om providențial, jumătatea pe care o căutați, pentru că vi se pregătește ceva. 2024, poate nu neapărat luna ianuarie 2024, ar trebui să miște niște valuri din punct de vedere sentimental. Să apară personaje noi în viața voastră, să cunoașteți oameni noi, să vă îndrăgostiți, să vă cunoașteți partenerul. Poate mulți v-ați reconstruit sau urmează să o faceți, v-ați reconstruit și viața sentimentală. Pentru că chiar și pe parcursul anului, undeva la primăvară, s-ar putea să mai vină niște momente de astea în care unii vărsători rup niște lanțuri. Dacă pentru unii o fostă căsnicie, o fostă relație, o fostă iubire, a fost închisoarea aia de care vă ziceam, unii abia de acum încolo aveți curajul, undeva, în perspectivă, prin primăvară, să schimbați macazul, să ieșiți din acele locuri. De ce? Că alții vreți alt partener, altă iubire la orizont. Poate fi un an în care mulți dintre cei care se căsătoresc a doua oară sau care caută să se căsătorească a doua oară pot fi favorizați. Sigur că și cei care vor să o facă prima oară. Deocamdată, cei care vor să o facă prima oară mai degrabă văd relația că înaintează, parcă simțiți din ce în ce mai mult că relația asta merită, pot construi la ea, pot investi în ea. Deci se prefigurează. Alții închideți capitole ca să porniți pe căi noi, inclusiv cu șansa de a vă reface viața la un moment dat. Că de ce nu? E loc și de schimbări din punctul ăsta de vedere. Nu se întâmplă noutăți. De exemplu, prin zona gemenilor nu se întâmplă nimic și gemenii se ocupă de iubire, în cazul vostru. Iar în zona leului, unde e sectorul cuplului, aveți doar o fază de lună plină. Bună și aia, ce să mai vorbim, este luna plină a vărsătorului la urma urmei. Adică soarele va fi la momentul respectiv în vărsător și luna în punctul diametral opus în leu, adică pe 25 ianuarie. Încât mai degrabă februarie va fi foarte marcat de această energie de plenitudine, de maximum, de apogeu, de bine, de fericire, de tot ce poate fi mai bun din punctul ăsta de vedere. De ce nu? O lună plină, luna asta, pe unii vă ajută să luați decizia căsătoriei. Ați văzut că a mers relația, că s-a consolidat, că ați construit-o, că ați trecut prin suficiente probe, ziceți, da, m-am convins că este omul în care pot avea încredere și unii vă gândiți la acest pas. E posibil, mulți vărsători se vor gândi și la căsătorie. Dar nu uitați că voi sunteți o zodie eminamente independentă, încât nu, poate nici în ultimii ani nu va deranja prea tare singurătatea sau neoficializarea unor relații, încât unii s-ar putea să rămâneți pe același principiu. Ce să ne căsătorim? Ce ne trebuie nou un act? Ne e bine așa?
Rămânem așa. Dar tot Uniune se cheamă. Cu cineva alături, dar poate nu neapărat cu documentul. Cu semnătura la primărie. Poate fi și genul ăsta. Hai să facem un copil împreună, chiar dacă nu suntem căsătoriți. Hai să ne mutăm împreună, chiar dacă nu ne căsătorim. Hai să fim un cuplu, chiar dacă nu o facem la modul oficial. Poate odată și odată o să o faceți, dar mulți s-ar putea să preferați această independență. Un pic de loc de manevră. Poate ați avut niște relații care nu v-au satisfăcut și nu mai vreți să greșiți a doua oară, să cădeți din lac în puț, în timp ce alții, ba da, se gândesc și la, dar poate nu neapărat luna asta, se gândesc pe parcursul anului și la o altă nouă căsătorie, descoperind pe altcineva, iubind pe altcineva, poate deja unii lucrați așa pe două fronturi și a apărut un alt personaj care vă inspiră mai multă încredere decât cel cu care poate sunteți de multă vreme, dar acolo e închisoare de care ziceam. Se poate unii să fie avut în ultima perioadă și relații ascunse de ochii lumii, cum s-ar zice, și pe care cumva pe parcursul anului, cine știe, o să începeți să o scoateți la lumină și să devină predominantă, să devină principală, dându-o pe cea veche cumva pe linie moartă sau pe planul 2. Dar nu s-ar zice că sunt evenimente noi în plan sentimental, nu luna asta, dar luna viitoare, februarie, s-ar putea să aveți o lună mult mai palpitantă, mai pasională, mai... Deși vă spuneam că există acea posibilitate să cunoașteți pe cineva sau dacă nu, sau dacă deja o cunoașteți, să conștientizați că ea e, ea e, el e, e jumătatea, vreau mai mult de aici, poate chiar ați cunoscut pe cineva, cum am zis, un pic ascuns, un pic în planul 2 al vieții, nu neapărat cel oficial, să zicem așa, și simțiți ceva special pentru omul ăla, o atracție, o chemare, sentimentul ăla de familiaritate, de te cunosc de undeva, cine ești tu, pentru că pentru unii poate fi vorba de relații karmice, de relații din altă viață care încep să se manifeste și sufletele pereche pot sta în viața noastră ani de zile și vine un moment de la când deschidem ochii și spunem, oh, nu cumva ești sufletul pereche, nu cumva am ceva de învățat de la tine, nu cumva am eu să-ți dau ție o lecție sau un serviciu. Și unii s-ar putea chiar în această perioadă să vă uitați la cineva cu alți ochi decât înainte și să-l recunoașteți ca suflet pereche, ca flacără geamenă, deși e loc și tot anul. Și în partea a doua anului au loc niște evenimente care mai degrabă atunci o să vă dea sentimentul ăla, prin iunie, de exemplu. S-ar putea atunci să fie niște momente când o să vă uitați la cineva cu alți ochi, o să deschideți larg ochii și o să-i ziceți, tu ești acela. Și încotro o să ducă relația, o să vedeți, dar nu e exclus unii taman acum, odată cu intrarea soarelui și a lui Pluton în grada voastră, să vă uitați la cineva și să recunoașteți ca potențial partener de viață, ca potențial suflet pereche sau poate este deja lângă voi și îl priviți într-o altă lumină decât înainte. Culmea e că, deși zona jobului sau a carierei sunt și ele complet goale, deci vedeți, nici în sectorul iubirii și a cuplului nu se întâmplă nimic, nu trec planete nici prin Gemeni, nici prin Leu, nici în sectorul jobului Rac sau a carierei Scorpion nu se întâmplă nimic, nu acolo e marea bătălie, bătălia e cu voi înșivă, ceva se întâmplă în viața voastră. Și bineînțeles, luna februarie este și mai interesantă. Deci voi vreți o grămadă de noutăți, dar n-aș putea spune că sunt la job sau în carieră sau profesia sau... Nu, e ceva care e dincolo de cortină și începe să se dea cortina la o parte și să vedeți niște căi noi de mers. Pentru că în ceea ce privește job, așa cum vă spuneam, poate voi încă sunteți sub influența lunii pline de la sfârșit de decembrie. Atunci a avut loc faza de lună plină în sectorul locului de muncă, în RAC, și poate s-a întâmplat atunci ceva. Ați avut atunci un moment de asta de revelație, de wow, de clarificare a unei poziții profesionale, a unui job. Îl vreau, nu-l vreau, îl mențin, nu-l mențin. E pentru mine, mă satisface, mă împlinește. Mulți ați trecut în ultimii ani prin tot felul de probe din punctul ăsta de vedere în legătură cu poziția voastră. Dacă e locul vostru acolo, într-o meserie, într-un loc de muncă, și poate ați luat niște decizii în 2023, le-ați clarificat la final de 2023 și acum, pe niște decizii luate,
ori mergeți mai departe pe ceea ce ați stabilit, ori Pluto începe să reconstruiască tot în viața voastră, printre care, de ce nu, poate fi și zona carierei. Voi sunteți într-o perioadă cu mari perspective, ambiții, dorințe, idealuri, vreți o grămadă de lucruri și puteți să le atingeți, fără doar și poate. Deocamdată poate vă aventurați un pic cam departe, poate așteptările sunt prea sus, dar un vărsător gândește grande, nu se mulțumește cu puțin, și cu Pluto în ograda voastră clar că se vor produce evenimente grandioase în următorii mulți ani de acum înainte. Fiți un pic atenți la semnalele care vin către voi, mesaje, oamenii care vă trec prin viață, inspirație, vise, idei, creativitate. De acolo s-ar putea să vă vină niște soluții pe care merită să le puneți în aplicare, inclusiv în ceea ce privește job-ul. Poate deja ați primit aceste frânturi de idei divine încă de la final de decembrie, de la luna plină din RAC. Gândiți-vă, va veni vreo idee la sfârșit de decembrie, ați avut o dorință de natură profesională la sfârșit de decembrie și pe care acum probabil trebuie să o puneți în aplicare, acum și luna viitoare, când vin planetele alea grămadă în ograda voastră și le puneți la treabă, evident, o grămadă de noutăți, de schimbări, de decizii o să luați voi și o să faceți voi în luna februarie în principal, dar se poate și luna asta cu soarele acolo. Multe idei așa pe care deocamdată le-ați ținut în planul 2, nu le spun, ziceați voi, nu le exprim, le las acolo la sertar, sau pe care cine știe multă vreme le-ați ținut acolo la sertar și urmează să le scoateți din sertar. Și parcă vi se pregătește ceva. Și de aia s-ar putea să vă vină în continuare inspirație, uite, iau pe acolo, merge acolo, învață lucrul ăla, du-te și dă niște examene, fă o școală, da, zona informației este foarte importantă, de aceea fiți pe fază la, nu știu, mass media, poate găsiți pe acolo vreun curs care vă interesează, vreo conferință, vreo, nu știu, ceva care să vă ajute să vă îmbogățiți mental, intelectual, să începeți o școală nouă, să terminați o școală veche pe care ați început-o deja. E o perioadă, tot anul veți fi în această situație, inclusiv la primăvară vor avea loc eclipse pe o axă a cunoașterii, încât voi primiți informație, flux de informație. Numai că nu toată lumea știe să traducă aceste informații, nu toată lumea aude, pentru că s-ar putea să nu auziți cu urechile astea, ci cu alte urechi, care sunt alea de natură spirituală, alea urechile minții și nu urechile trupului. De acolo vin mesaje, cum am spus, prin vise, prin feeling, prin oamenii care vă apar în cale, care înseamnă ceva, simboluri și toate, de fapt, tot ce va veni către voi, așa, fluxul ăsta de informații, e așa, gândiți-vă că e un fel de focalizare ca la lentilă, cum era la fizică. Se adunau niște fascicule dintr-o grămadă de direcții într-un singur punct și punctul ăsta veți fi voi, în luna februarie în principal. E atunci o să simțiți că, măi, câte vin către mine, eu trebuie să aleg din toate astea, dar încotro, că și acolo parcă aș vrea și aia, parcă aș vrea și aia, s-ar putea să aveți, mai ales în februarie, dar se poate, repet și de acum, deocamdată vin, așa cum am spus, în planul 2, în minte, le auziți și probabil începând cu februarie le veți și scoate la lumină, mergând pe una din căi. Deocamdată se adună informațiile, toate râurile se adună în fluviu și fluviu sunteți voi, un fluviu pe care după aceea veți vâsli în voie, liber, care vă reprezintă, care vă schimbă viața, dar e un fluviu care aduce acolo unde meritați și unde, și care vă reprezintă ca și om, ca personalitate, ca din toate punctele de vedere. Da, cred că veți vedea aceste, veți vedea că se leagă fluviu. Imaginați-vă, toate râurile dintr-o țară se adună într-un fluviu, în Dunăre, și Dunărea duce undeva la vărsare și, de fapt, deocamdată se formează fluviu. Și fluviul ăsta va fi un drum nou, un destin nou, dar deocamdată nici voi n-ați putea spune foarte clar unde duce. În ceea ce privește banii, zona banilor este foarte activată pentru voi, pentru că aveți două planete acolo, Saturn și Neptun, și vor fi luni și mai activate, mai degrabă de prin martie, aprilie, încolo, când toate planetele care vor trece la un moment dat prin zodia voastră vor da buzna aici, dar mai e până acolo.
Dar aceste planete, Saturn și Neptun din Pești, încă din lunile anterioare au activitate. Și în luna decembrie, la final de decembrie, au format o grămadă de quadraturi și quadraturile nu sunt tocmai favorabile. Quadraturile s-ar putea să vă fi atenționat un pic, să vă fi pus niște frâne, stai mai domol cu cheltuielile, gândește-te și la ziua de mâine, nu doar la prezent. Posibil să fi fost un pic tulburat, confuz în privința banilor, dacă nu cumva ați resimțit niște blocaje în luna decembrie. E luna asta deja se mai liniștesc, nu de tot, dar încă mai sunteți așa în primele zile ale lunii ianuarie într-o zonă fragilă, gen bani blocați, bani pe care vă e frică să-i dați, bani promiși dar care n-au ajuns la voi din diverse motive, s-ar putea un picuț așa să mai resimțiți niște mici, un recul în privința banilor, dar după care ar trebui să înceapă să vină și veștile bune în privința banilor. Aceste două planete, Saturn și Neptun, sunt încă de lunile anterioare și vor fi și de acum înainte într-o alianță foarte bună cu alte două planete mari, cu Jupiter și Uranus din Taur, care sunt de fapt o zonă a fundamentului vostru, a trecutului vostru, a istoricului vostru. Deci banii vin, dar în funcție de ce ați făcut voi până acum. A venit vremea dobânzilor, a venit vremea dividendelor, a venit vremea roadelor, dar pentru lucruri pe care voi deja le faceți de ceva vreme, schimbări pe care le-ați făcut, eforturi pe care le-ați depus. Mi-ar zice că e o perioadă în care vă vin idei noi, o să vă vină și de alea, n-aveți grijă că o să apară idei pe parcursul anului, dar deocamdată cred că asta priviți înapoi. Ce ați făcut până acum, uite roadele, schimbările făcute înainte, uite pentru ce. Că sunt două planete care o să-și lase amprenta foarte tare, inclusiv Saturn și Neptun formează și sextile foarte bune cu planetele din Capricorn, care vor fi mare parte din lună acolo, dar deocamdată parcă simțiți nevoie să țineți banul la ciorap, să nu-l investiți, să nu-l cheltuiți, din prudență, dar e o prudență de aia matură, responsabilă. Poate ați făcut niște abuzuri în luna noiembrie-decembrie, de exemplu, v-ați dat seama că, aoleu, am cam rămas cu visteria goală, și ia să mai reduc un pic, pentru că energia Capricornului este de economie, de prudență, de restricție, de mai puțin băiete, dar înspre binele vostru. Și o să își arate roadele această economie pe care o faceți, gândindu-vă probabil undeva la viitor, și viitorul sună bine așa cum vă spuneam. Cam asta este luna ianuarie, foarte intensă pentru voi, chiar dacă ați văzut pe diverse planuri, pare banal, dar pregătiți-vă să vâsliți pe fluviul ăla care acum se formează, acum se adună râurile într-un fluviu care înseamnă viața voastră pe mulți ani de acum înainte. Și vă doresc să fie de succes!